Echipele selecționate pentru etapa națională a competiției de CanSat sunt din Gura Humorului, Constanța, Ninoasa, Târgoviște, Craiova, Timișoara, Arad, Oradea, Sfântul Gheorghe și București. Finala competiției naționale de CanSat, ediția 2019, va avea loc în perioada 22-25 aprilie și va fi găzduită de către Universitatea de Vest din Timișoara. Competiția presupune realizarea unui mini-satelit absolut funcțional într-o doză standard de răcoritoare, înregistrarea și interpretarea de parametri. Unii impuși prin regulament, alții propuși de către participanți. În 2016, Agenției Spațiale Europene și Agenției Spațiale Române li s-au alăturat și Ministerul Educației Naționale. Pentru a pune mai mult accentul pe inter- și transdisciplinaritate în învățământul românesc, ediția națională din 2016 a avut loc la Suceava. CanSat-ul este o simulare a unui satelit în dimensiunile unei doze standard de suc, un satelit care este lansat de la înălțimea de 1 kilometru și în drumul său către pământ măsoară diversi parametri. Inițierea este din școală, deci este foarte important să învețe noțiuni de matematică, fizică, electrotehnică, electronică și le au în școală și de acolo li se deschide apetitul de a căuta pe internet, de a discuta cu coordonatorii, de a găsi soluții și ia cătă-ne astăzi că pot să construiască într-o cutie de Pepsi un satelit, să-l lanseze și să interpreteze date la sol legate de dezvoltare durabilă, de schimbări climatice, de presiune, de atmosferă. Județul rămâne apropiat domeniului și anul acesta, întrucât Agenția Spațială Română organizează la Gura Humorului, între 1 și 3 martie, un curs intensiv de inițiere în predarea integrată, folosind spațiul cosmic drept context educativ, dedicat profesorilor din învățământul primar.